Fărbunia, semnată de Ioana Nicolae, este un roman fantasy care a văzut de curând lumina tiparului. Ferbunia a avut deja o avantpremieră arădeană anul trecut în cadrul Festivalului de Literatură Discuția Secretă. La fel ca vara trecută, Ioana Nicolae își va mobiliza publicul mai degrabă pentru un atelier de imaginație decât pentru o lansare propriu-zisă. De la ora 19 în sala cinematografului Arta va avea loc cea de-a doua lansare de carte a zilei, Mircea Cărtărescu ne va vorbi despre Solenoid, cea mai comentată carte și bestseller absolut al ultimelor luni. Romanul Solenoid este o lectură provocatoare și grea de potrivă, despre care autorul spune, citez. Aș vrea să vă rog să aveți răbdare cu această carte. Este o carte mai ciudată, mai specială. E o carte care începe de la pagina 250, așa. O să mă întrebați ce se întâmplă până acolo. Până acolo sunt schele. Este o schelărie pe care se va ridica cartea propriu-zisă. Cei care ajung să treacă de jumătatea cărții și care înaintează încet, încet către sfârșit, probabil că vor fi câștigați. Deci vă cer foarte multă răbdare. Citiți rar, citiți câte puțin. Pe două luni, pe trei luni, pe patru luni de zile. Am încheiat citatul. Fie că ați terminat solenoid, fie că nici nu l-ați început, fie că ați luat pauza de lectură recomandată de însuși autorul, sunteți cu toții așteptați joi 31 martie de la ora 19 la Cinema Arta pentru a-l asculta pe Mircea Cărtărescu.